Vă salut, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să facem un material în solarul cu roșii. Să vedem dacă s-o mai modificat situația. Vreau să vă spun că am terminat de plantat varza. Astăzi am plantat ultimele 5.000 și ceva de fire. Și parcă simt așa o... Când termin un lucru de te relaxez așa, parcă mă simt așa de obosit. Dar relaxarea aia, de te relaxezi, de parcă nu mai ai chef să mai faci nimic. Am terminat, acum să sperăm că o să ne ajute un pic și vremea, să vină ceva ploi. Arată, pe prognoză, arată ceva ploi. Mâine, chiar și săptămâna viitoare, să vedem, să fie liniștite, să nu fie cu probleme. Am văzut în țară că sunt dezastre, îmi pare tare rău, pentru că e foarte multă muncă și în câteva minute, secunde, îți ia tot, nu știu de ce, parcă câteodată nu-i corect așa ce se întâmplă, de ce, după atâta muncă, în câteva secunde îți ia tot, nu știu, poate... Dar asta e, trebuie să mergem înainte. Haideți să mergem în solar să vedem un pic situația. Am pus înapoi plasa de umbrire. Erau temperaturi foarte mari, peste 30-34 de grade. Am pus plasa de umbrire. Pentru că era foarte cald, undeva la 40 de grade înăuntru. Aici, înainte să intrăm la roșii, vreau să vă arăt că aici vreau să desfințez cultura asta de căpșuni. Nu n-am mai stat să investesc, să fac curățenie, să sunt multe ben sparte. Vreau practic să fac două taluzuri aici, adică două terase, frumos, să avem loc drept. Să plantez așa frumos în lung, fac aici două parceluțe, asta am în plan și aici să pun căpșuni. Bineînțeles, o să aduc gunoi de grajd, să-l pregătesc foarte bine solul și sper să reușesc până la sfârșitul august să și plantez aici. Deci două terase, să avem loc drept. E ora 6. Haideți să vă arăt. Avem un solar 30 și... Să vedem dacă se vede. Da. 32 de grade. Să stă bine. Că e și umbros acum. Deci nu e... Parcă s-a acoperit un pic cu nori. Deci să stă bine. A fost până acum 2 ore, a fost foarte cald înăuntru, undeva la 40 de grade. Da. Deci roșiile se prezintă cam așa, în momentul de față am mai făcut o defoliere, practic am eliminat din spate câte o frunză, două. De aici, după ăsta mai eliminat și de aici, așa să deschidem niște spații așa luminoase. Deci se vede destul de bine pântre, pătrund de lumină. Acum sunt plante care... Parcă erau avortate florile, dar ori început să pornească gogonele. Deci erau așa, deci nu s-a întâmplat nimica.
Dar de când a început să calcă, am văzut că încep să lucre deja și pe celelalte etaje. Aici avem un etaj care e dus complet și avem următorul care e înflorit, le-am scuturat și ieri. No. Referitor la scuturat, pe un solar din ăsta consider că mai bine să-ți cumpere o cutie de bondari. Avem aici 360 de metri pătrați, pentru că la câte scuturări am făcut, achiziționam cutia de bondari, deci nu economisești nimica. Văzând că eu nu am nicio insectă pe aici, nu mișună nimica, Doamne smulțam, nici musculiță albă, nici tuta, nici albine, nici bondar, nici nimica. Dacă vă arăt ce la castraveți, îi full de bondari, albine, în floare la castraveți. Aici nimica nu mișună. Insecticid aici, doar ulei de nim. Atenție, doar ulei de nim a folosit pe tot parcursul de vegetație. Da, așa arată ultimele etaje înflorite. Văd că încep să dea și ceva lăstari, că până acum nici lăstari n-aveam, nici n-am avut de curățit pe ei. Sunt mai mărișoare florile. Vedeți? Și aici, ăsta. Deci păreau că sunt avortate, dar acum au început să crească gogonelele. Aici avem două. Etajul, o să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Etajul 6, ăla e cel mai praf. Etajul 6, să vedem șaptele ce o să facă. Câte una nu are nimica, e mai, deci puține fructe, dar câte una, uite, și asta pe ce etaj e? 4, uite ce bine arată, 4, 5, și la asta e 6-le mai în întârziare, văd că. Tind să cred că au fost și ceva blocaje, în sensul de nu băgat așa în gogoneale. Nu știu. Da, deja astea zici că erau avortate și uite că acum cresc gogonice. Tot așa la 4. Ăsta e 4. 5. 6-le. 6-le e compromis. Eu credeam că și 4. Dar văd că foarte, foarte interesant că sunt care au început să crească. Nu e rău. Mai recuperăm și pe partea de sus. O să le culc așa într-o parte, o să vă arăt cum. Și mai vreau să mai fac încă 3 etaje. Deci suntem la câte una o ajuns la sârmă. Aici avem undeva la 2 metri 20, 2 metri 30. Deci câte una a ajuns la sârmă, câte una mai are un pic.
Da, deci nu mă așteptam ca etajul 4 să plece cu aceste gogonici aici. La 5, câte una are mai puține, câte una aproape deloc, 6-le, câte una are ceva, câte una e slab de tot. Mare atenție, deci eu aici, în această cultură de răușii, eu nu am aplicat până în momentul de față niciun fungicid. Nimica. Un previcur ori văzut aceste plante în faza de răsat, când au fost mai mici. Doar atâta. Da, aia jos avem îs multe copte acum. Primul etaj, o să intrăm să recoltăm. Să văd ori mâine. Ori dacă nu luni dimineața. Vreau să recoltez primul etaj ce îi copt și să-l duc la piață. Nu-i rău, nu-mi schimb ideea, părerea, deci trebuie rotit. O să rotim cultura, în sensul anul viitor o să plantăm în altă parte și o să vin mai târziu cu plasa de umbrire, gen până luna iulie, când deja sunt temperaturi mai mari. Plantare un pic mai rar și cel puțin defolierile, nu defolieri din astea exagerate, în sensul să te apuci să o lași în pielea goală, doar eliminat de aici, deci ca să deschidem niște spații să pătrundă lumina. Deci să rup una de aici, așa. Deci, ceva de genul. Știți cum zic? Ca să intre razele soarelui. Acum sunt destul de luminate. Pătrunde lumina pe aici. Deci, inițial a fost destul de întuneric, au fost zile norate, mult foliaj și asta a fost una dintre probleme. 100%. Bun. Rotația culturilor, fertilizare frumos cu gunoi de graș foarte bine descompus, dacă nu cu, știu eu, gunoi la sac. Afânat foarte bine solul. Ce mai era? Mai era încă da. Plantare mai rară, pentru că nu câștigăm nimica dacă le înghesuim așa. Pierdem doar etaje. Cutiuța de bondari. Și mare atenție cu defoliare, cu defolierea pe aici, să pătrundă razele soarelui.
Am aici, că m-a întrebat o doamnă, am așa, deci am precos pe margini, deci pe marginile solarului, am precos pe ambele părți, am gusto pink, cea roz, este gusto pink, am corazon, am, asta de exemplu e zadurella, am corazon, am rugantino și am câteva fire de dimerosa și buffalo steak. Da, să vedem una de buffalo steak. Așa arată buffalo steak. Asta la 3 aici are doar una, restul s-a vărtate. La 4, uite că a pornit. La 5, câteva s-a vărtate și avem și două bogonele aici. Aici e corazon, pe partea asta, pe partea stângă corazon. Deci pe partea de sus, acum ultime etaje, văd că arată mai bine față de cum o arăta la etajul 6. Când are loc polenizarea, practic nici nu cade, deja încă e floare acolo când se polenizează și deja se și formează gogoneaua când se polenizează bine, să zicem. Să găsesc una chiar spre vârf. Încă sunt multe flori și deja avem și gogonele. Uite aici, de exemplu, avem o zadurella, aici așa, 1, 2, 3, 4, aici avem 5, aici avem 6, are una, poate pornesc și la alte două de acolo. Avem aici următorul, vedeți, încă sunt și flori și o porni și gogonelele. Da, deci asta e zadurella. Mi-a fost recomandat de la magazinul de unde cumpăr eu semințe și turbă și alte chestii. Da. Arată bine. Și nu era la gust. Corazon, ca și rugantino, dacă reușești să-l faci, și astea îți produc foarte mult, dacă ai un sol fertil. Deci, au un buchet de flori, că dacă le-ar lega pe toate, ar fi cel puțin 15 fructe pe etaj, deci ceva ieșit din comun. Da, deci aici avortate. Încă trebuie să găsesc soluția la astea, să văd cum să facem să nu avorteze. În dreapta mea avem rugantino aici. Nu arată chiar, să zicem, wow, da, eu l-am avut în producție și știu ce poate ibridul ăsta, deci anul ăsta nu și-a arătat potențialul, pentru că noi am oferit condiții, să zicem așa. Aici avem în stânga, avem precos impresionant. Deci uitați-vă numai câte fructe are. Eu nu i-am rupt nici vârful, l-am lăsat care este, care s-a cârnit.
Singura este care încă mai dă pe aici câte un lăstar. Nu le-am nici defoliat, le-am lăsat așa în voia lor. Uitați ce roșie. 400-500 de grame. Precos. Așa, rugantino. Da, o să găsesc eu soluția și la avortările astea. E clar că nu depinde numai de noi și vremea influențează mult, dar o să găsim soluții ca să fie cât mai puțin avortate, să zicem. Da. Precos. Deci dacă le face și pe astea mari, deci rupe tot precosul anul ăsta. Dacă vor fi și astea de calibru mare. Aici unde e precosul, vedeți ce ciorchin aici. Deci unde e precosul, am avut ardei, cam în fiecare an am avut roșii în partea asta. Și bineînțeles că ori avut și lumină pe margine aici, dar foarte interesant, deci se lege chiar tot aproape. Rugantino. Da, rugantino, dacă reușești să-l faci așa la meserie, impresionează. Uite că am găsit aici, deci, ceva de genul și mai mari. Deci, astea ce le am eu anul ăsta, sunt un pic mai mic ca și calibru. Deci face roșii, dacă ai un sol fertil, face roșii chiar mari. Deci recoltez după el. Deși e foarte bun la gust. Mie îmi place foarte mult. Acum gusturile sunt împărțite. Asta cine preferă roșie mai dulce, altul mai zămoasă, mai acidulată. Mie îmi place ca și roșie. Aici ăsta nu știu ce e. Ăsta să fie dimerosa, nu știu. Dar roșii imense, nu știu. Ăsta chiar nu știu ce e, dar eu asta am avut. Deci am avut rugantino, corazon, precos, gusto pink, dimerosa și buffalo. Și avem aici un etaj cu 1,5 kg de roșii. 1, aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iarăși avem precos aici, pe partea asta. Și așa după frunză, parcă ar fi pe ele, ar fi ceva, carență de magneziu.
au undeva la, sunt plante ca, care au undeva la 1,60 m. Da, astea au continuat, deci nu le-am rupt vârful, au continuat până la 1,5-1,6 înălțime. Repet, dacă le face și pe astea de calibru mare, super, mega producție pe precos. Acum, ca și irigație, irig mai puțin, adică dacă știu eu îți scapă o irigație, nu vin după aia să irig mult, deci mai puțin, mai bine un pic mai des și cu apă mai puțină ca să nu, să nu crape. Precos. Uite, astea aici au chiar mai mult, 1,70 au plantele astea. Astea care s-au cârnit de mică și care au continuat. Au mai dat flori, răstari, flori, răstari și uite așa. Per total, eu sunt destul de mulțumit acum, destul, nu e chiar profi, să zicem așa, nu e perfectă cultura, să avem etaje legate, să avem fiecare etaj legat, să avem cel puțin 5 fructe la fiecare etaj, dar analizând bine, nu e rău, nu e rău, pentru că se pot întâmpla dezastre, îți intră tuta, îți distruge tot, îți intră, știu eu, mai este TSV-ul și aia e foarte gravă, ăsta nea cu, cu tripsul, de-ți infectează plantele. Ținând cont că eu nu am folosit fungicide pe plantele astea, eu sunt mulțumit, să zicem așa. Ca și fertilizare, v-am arătat ce am pus la început în sol, am venit cu câteva fertilizări radiculare cu din astea tot de la iara, cu, cu potasiu și magneziu și cam atâta. Ulei de nim, gustul strombolino. Strombolino. Nu mă impresionează ăsta. Nu e rău, dar se putea și mai bine, pentru un sherry. Tot ce am gustat până acum, le-am gustat pe tătia. Mie îmi place la gust. Să vedem acum ce preț reușim să obținem. Cea mai bună treabă e să vinzi direct la consumatorul final, deci să
ai ori un aprozar în oraș, sau o masă în piață, un vat bun să vinzi direct la consumatorul final. Dacă vinzi în gro, cum ți-e norocul? Câtă marfă este pe piață? Da, e bine. Cam asta a fost. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Noi ne vedem data viitoare cu un nou material. Numai bine și să vă ferească Domnul de vijelii și de probleme, că am văzut că nu arată bine prognoza meteo. Multă sănătate!